Georges-Louis Leclerc de Buffon, Istoria naturală, animalele sălbatice. Lupul. Lupul este unul dintre animalele cele mai dornice de carne și, deși a primit de la natură mijloacele necesare pentru a-și satisface această poftă și a fost înzestrat cu armele, cu viclenia, cu sprinteneala, cu forța, într-un cuvânt cu tot ce e trebuincios pentru a găsi, a ataca, a învinge, a prinde și a devora prada, adeseori aproape moare de foame pentru că omul care i-a declarat război și chiar l-a condamnat, punând premii pe capul lui, îl obligă să fugă și să locuiască în păduri unde nu găsește decât câteva animale sălbatice care îi scapă din pricina repeziciunii cu care fug și pe care nu le poate surprinde decât din întâmplare sau cu multă răbdare, așteptându-le timp îndelungat și adeseori în zadar, în locurile pe unde acestea ar trebui să treacă. Lupul este din fire grosolan și laș, dar la nevoie devine ingenios și îndrăsneț. Mânat de foame, înfruntă pericolul și vine să atace animalele ce se află sub paza omului, mai ales pe acelea pe care le poate duce ușor cu sine, ca miei, câinii mici, caprele și mai ales iezii, și când furtișagul îi reușește, se întoarce din nou la aceeași pleașcă, până când, rănit sau izgonit de oameni și de câini, se retrage ziua în vizuina lui. Nu iese de aici decât noaptea, când străbate câmpia, dă târcoale locuințelor, fură animalele părăsite, neadăpostite, atacă stânile, zgârie și sapă pământul sub porți, intră furios și omoară totul înainte de a-și alege și de a-și lua prada. Când aceste expediții nu sunt cununate de succes, se întoarce în adâncul și desișul pădurilor și se pune pe căutat și cercetat. Urmărește animalele sălbatice în speranța că vreun alt lup ar putea să le oprească din drum și să le prindă din fugă și că astfel își vor împărți prada între ei. În sfârșit, când sunt numeroși și foarte înfometați, lupii se spune că fac orice, atacă chiar femeile și mai ales copiii, iar uneori se aruncă și asupra bărbaților, devin și mai furioși prin chiar aceste atacuri ce se termină de obicei prin nimicirea victimei. Lupul, atât ca înfățișare exterioară cât și pe dinăuntru, seamănă atât de mult cu un câine încât pare modelat în același tipar. Totuși nu are însușirile câinelui decât sub un aspect întru totul opus. Dacă la forma trupului este asemănător, felul de a se purta este cu totul diferit. Firile le sunt atât de deosebite, încât aceste animale nu numai că nu se împacă între ele, dar se antipatizează prin naturile lor diferite și se dușmănesc din instinct. Un pui de câine tremură de frică la vederea lupului, fuge chiar și atunci când îi simte mirosul, miros care, deși nou și necunoscut, îi se pare atât de respingător încât vine tremurând să se așeze la picioarele stăpânului său. Un dulău care îi cunoaște forțele se zburlește, se înfurie, se repede la el plin de curaj, încearcă să-l pună pe goană și se străduiește cât poate să scape de o prezență care este cu totul nesuferită. Întotdeauna când se întâlnesc, se fugăresc sau se bat cu înverșunare până se omoară. Dacă e mai puternic lupul, sfâșie și-și devoră prada. Câinele, dimpotrivă, mai generos, se mulțumește cu victoria și nu are senzația că trupul unui astfel de dușman poate fi bun de mâncat. Îl părăsește și îl lasă pradă corbilor sau chiar altor lupi, căci lupii se mănâncă între ei. Și când un lup este rănit grav, ceilalți îl caută după urmele de sânge pe care le lasă și se adună în grup ca să-l omoare pentru a-l devora. Câinele, chiar cel sălbatic, n-are o fire crudă, poate fi ușor îmblânzit, se atașează de om și rămâne credincios stăpânului său. Lupul, luat de pui, se îmblânzește și el, dar nu se atașează niciodată, căci natura sa sălbatică e mai puternică decât educația. Cu vârsta revine la firea-i feroce și se întoarce ușor, de îndată ce este cu putință, la starea de sălbăticie. Câinii, chiar și cei mai primitivi, caută tovărășia altor animale, prin firea lor sunt dornici să le urmeze, să le însoțească și știu să conducă și să păzească turmele din instinct și nu numai prin educație.
Lupul este, dimpotrivă, dușmanul oricărei societăți. Nu se întovărășește nici măcar cu cei din aceeași specie cu el. În perioada când se strâng mai mulți la oaltă, haita lor nu e niciodată pașnică, ci este o haită sângeroasă, scoțând urlete înfricoșătoare, ce arată că și-au pus în gând să atace vreun animal mare, un cerb, un bou, sau să se apere de vreun dulău demn de temut. De îndată ce perioada expediției lor războinice a luat sfârșit, se despart și se întorc în liniște la singurătatea lor. Lupul este foarte puternic, mai ales în părțile din fața ale trupului, în mușchii gâtului și în fălci. Poate duce în gură o oaie fără să o lase să atârne pe pământ și în același timp să fugă uneori mai repede decât ciobanii, astfel că numai câinii pot să-l ajungă și să-l facă să dea drumul prăzii. Mușcă cu mare cruzime și întotdeauna cu o înverșunare cu atât mai mare cu cât îi se opune mai puțină rezistență. Căci lupul se teme de animalele ce știu să se apere, lupul e fricos din fire și nu se luptă decât de nevoie și niciodată din curaj. Când e împușcat și glontele rănește vreo labă, urlă și totuși când îl omori cu lovituri de bâtă, nu scheaună precum face câinele, e mai înrăit, mai nesimțitor și mai puternic. Merge, aleargă, dă târcoale zile și nopți întregi, este neobosit și dintre toate animalele poate cel mai greu de îndepărtat. Câinele este blând și curajos, lupul, deși feroce, e totuși fricos. Când cade într-o capcană, se sperie atât de tare încât se lasă omorât fără să se apere sau se lasă prins de viu fără să se împotrivească. Poate fi legat, îi se poate pune botniță și poate fi dus apoi unde vrem, fără ca el să îndrăsnească să dea nici cel mai mic semn de furie sau chiar de nemulțumire. Lupul are simțurile foarte bine dezvoltate, văzul, auzul și mai ales simțul mirosului. Adeseori simte mirosurile ce vin de la depărtări mai mari decât cele cărora poate să le vadă sursa. Mirosul de sânge îl atrage de la o distanță chiar mai mare de o leghe. De asemenea, adulmecă de departe animalele vii pe care le fugărește îndelung, urmărindu-le după ierburile și crengile pe care acestea le rup în goana lor. Când vrea să iasă din pădure, nu uită niciodată să adulmece adierile aduse de vânt. Se oprește la marginea pădurii, adulmecă văzduhul de jur împrejurul lui și simte mirosul animalelor moarte sau vii, miros pe care vântul îl aduce de departe. Lupului îi place mai mult carnea vie decât cea moartă și totuși devorează și stârvurile cele mai infecte. Îi place, se zice, carnea omenească și poate că în alte condiții și dacă ar fi mai puternic, n-ar mânca niciodată alta. S-au văzut lupi iarna mergând în urma armatelor, sosind în haită pe câmpul de bătălie unde morții fuseseră îngropați în grabă, dezgropând cadavrele și devorându-le cu o lăcomie de nepotolit. Și aceiași lupi, obișnuiți să mănânce carne omenească, au fost văzuți aruncându-se apoi asupra oamenilor, atacând mai întâi pe păstori și apoi turma, devorând femeile, răpind copiii, etc. Acești lupi răi au fost numiți lupi gerulfus, adică lup de care trebuie să te ferești. Urâcios în toate ale sale, având o învățișare josnică și sălbatică, cu un urlet înspăimântător, un miros nesuferit, o fire necinstită și obiceiuri feroce, lupul este un animal rău, vătămător când este viu și puțin folositor după moarte, doar pentru blana sa, nu de mare preț.